Fostul ministru al agriculturii Ioan Avram Mureșan a murit cu laptopul în brațe, întins pe o canapea. Pe corpul lui nu au fost găsite urme de violență. Ultimul mesaj l-a trimis prin e-mail celei care urma să-i fie soție. Sunt singurele vești pe care Ioan Avram Mureșan le-a primit din Kenya de la soția sa. În spatele gratiilor, întrebările îl frământă tot mai mult. Am învățat foarte multe de la el, asta e greu de înțeles pentru unii. Un băiat elegant, un băiat bine educat, un băiat corect. Cu privirea stinsă, fostul ministru își drege vocea. Nu s-a gândit niciodată că va vorbi despre unicul său fiu la timpul trecut, și nu de oriunde, ci dintr-o cameră de vizită a unei închisori. Zeci de întrebări îi revin obsesiv în minte și o imagine pe care i-au descris-o alții, a fiului său mort în camera de hotel din Kenya. Era pe canapea, cu laptopul pe genunchi, televizorul mergea, era un par de vin alături, știu că îi plăcea vinul roșu de calitate, fără urme de violență. Timpul se scurge greu între pereții unei celule. Fostul demnitar își alină durerea cu amintirea sfaturilor pe care i le-a dat fiului pe vremea când era un adolescent la plecarea la școală în străinătate. Niciodată să nu ți-e rușine că ești român. L-avea un tricolor pe care îl ținea acolo la pat și s-a dat voie să înalțe pe catargul școlii tricolorul românesc în momentul în care România a câștigat un meci de fotbal. În sufletul lui de tată, durerea crește cu fiecare clipă. Ultimul e-mail pe care l-a trimis noaptea de vineri spre sâmbătă a fost către Delia pe la 2:30 noapte. Adică logodnica lui Dan Mureșan. Fostul ministru rememorează fără încetare frânturi, cuvinte și trăiri pe care le-a împărțit cu fiul său. Vreo 2 săptămâni înainte am vorbit cu el la telefon și era supărat că nu i-au venit bagajele, că i-a fost furată motocicleta din fața casei. Avea așa foarte multă amărăciune și mi-a spus, mi-amintește acum foarte bine, nici n-am să ies din casa asta să nu-mi cadă o cărămidă în cap. Dar moartea a venit puțin mai târziu. Soția lui Ioan Avram Mureșan l-a sunat din Kenya dimineață pe soțul său și i-a spus că de-abia pe la sfârșitul săptămânii ar putea afla o posibilă cauza a morții, iar repatrierea ar putea avea loc în câteva săptămâni. Va dura ceva, iar eu aș vrea să vină cât mai repede acasă.